este un mod foarte important în acest moment să ne adaptăm și mai mult decât atât să continuăm procesul educațional. Fie că suntem traineri, fie că suntem educatori, fie că suntem învățători sau profesori, merită efectiv fim alături de elevii noștri, de participanții noștri și să facem lucruri interactive. Acum suntem într-o situație în care instituții pe care noi nu le credeam că vor ajunge în mediul online, instituții de stat, reușesc să ajungă și să-și miște foarte rapid întregul sistem într-un mediu în care înainte ni se spunea că nu e posibil să interacționăm. Acum foarte multă lume sau toți cei care mai lucrează aproape lucrează în mediul online și ca să ne adaptăm la vremurile astea trebuie să facem și noi mișcarea înspre acest online. Adaptarea să fie și mai potrivită și pentru a implica mai mult pe ceilalți, e nevoie să devenim educatori online. Beneficiile educației în online, dezvoltare. Uite, zice cineva că beneficiul principal ar fi dezvoltare, flexibilitate, da, rapiditate, e de viitor. Da, ne-a demonstrat, aceste vremuri ne-au demonstrat că e de viitor. Spontaneitate, accesibilitate, muncă în echipă, de conectare, dezvoltare, independență, atractivitate, iată, eficacitate, acces rapid. Vai, cât de multe sunt. Cum putem să stabilim relația cu participanții noștri în online? Iar primul dintre ele pe care putem să-l folosim sunt elemente de public speaking. De cele mai multe ori, public speaking-ul înseamnă să vorbești în fața unui public. În schimb, în mediul online, pentru că ne referim la mediul online, implicarea în discuție sau stimularea de experiențe reale pot să facă minuni. Deci există aici un sticky note în stânga, scriem numele, Bogdan, și punem unde credem că ne aflăm după testul pe care l-ați văzut. Bun. După cum observăm aici, sunt foarte, foarte mulți influenți pe Jamboard și câțiva dominanți, câțiva stabili, destul de mulți și conștiincioși, Daniel. Aș mai adăuga un conștiincios pe care îl veți recunoaște și anume Bogdan. Da, și eu sunt conștiincios în general. În momentul în care vrem ca să dezvoltăm competențe participanților noștri, ar fi recomandat să apelăm la cele care sunt cu albastru. Ce urmează să se întâmple, vă vom împărți în două echipe. Veți fi împărțiți cam 50-50 sau 49-49, 50-50 cu noi trainerii și vor fi așa, va fi o lecție de istorie gamificată într-una dintre camere, o lecție de istorie gamificată în care vă va spune Bogdan mai multe despre cum gamificăm lecția respectivă de istorie, iar în celălalt grup veți învăța bune mariere pentru elevi, bineînțeles, făcând totul într-un mod interactiv. Luăm o lecție de istorie, o lecție de istorie mea cu foarte multe cifre și foarte multe date și să o dinamizăm, să o transformăm pentru mediul online. Ia să vedem aici, am să vă dau share. Așa. Aici e un Mentimeter pe care l-am scos din căciulă, în care lumea a spus cum ar adăuga interactivitate în lecția respectivă și foarte, foarte multe persoane au ales jocul de rol ca fiind principala unealtă, după care am avut o grămadă de idei creative, cum ar fi filmele din acea perioadă sau postere. Relație și conectarea cu cei de lângă noi, cu cei cărora le vorbim. Fie că vorbim despre elevi, fie că vorbim despre studenți, despre participanți la training-urile noastre, contează ca în primele clipe să ne conectăm. Ulterior, contează activitățile pe care le desfășurăm. Acum, dacă ar fi să vă gândiți la cele două activități sau la activitatea în care ați făcut parte, care credeți că ar fi beneficiile unei astfel de activități pentru participanții care vor veni la seminariile voastre, la cursurile voastre online? Sunt curios. Îi veți implica mai mult, iată ce zice Valerica, mulțumesc. Îi veți antrena în gândire, vor scăpa, mă gândesc că lipsește un S acolo, scapă de plictiseală, implicare, atractivitate, participare, vor folosi mai multe tool-uri, da? Vor fi mai implicați, se vor diversifica metode de lucru, varietate, vor fi mai implicați, antrenament.
creativitate, implicare, învăța, învăța. Nu mai au timp de solitar. Corect, corect. Îmi place tare mult asta. Vom dezvolta și alte competențe tehnice. Mă bucur foarte mult că v-am avut așa, ați fost foarte interactivi, 100 de participanți, nu se putea intra, chiar scria cineva că tot încerca să intre și până la urmă a găsit un loc, deci a fost o îngrămădeală, a stat lumea la coadă pentru webinarul ăsta. Mă bucură foarte mult că sunt încă 95 de participanți, deci asta este dovada faptului că oamenii au fost interesați și au stat până la capăt văzând valoarea transmisă. Valoare poți aduce și prin intermediul online-ului cât ești deschis. Și vă spun cât se poate de deschis acum, cât se poate de sincer și cât se poate de entuziast. Și vă spun același lucru pe care l-am precizat la început. The show must go online. Și merită ca educația să fie făcută online. De ce? Pentru că beneficiarul muncii noastre sunt elevii și practic viitorul de mâine. Și merită să începând din această clipă să vă gândiți ce puteți să faceți cu elevii dumneavoastră, cum puteți să faceți training cu participanții dumneavoastră și cum puteți să faceți educația cât mai interactivă ca ei să fie conectați nu la mediul online, ci la ceea ce dumneavoastră le transmiteți.